Alo? Domnule Preda. Îmi trebuie și mie o stemă cu cap de găină să pun pe cheie. Briceachia, da. Cea mai bună mașină e cu cap de? Găină. Atât. Și eu. Merge pe? Motorină. A? Benzină astăzi. Cum făcuți, bă, de o găsești pe benzină? Nu, eu, dar este mașina unui prieten de-al nostru drag, care tot vine pe la noi pe aceea din țara asta, care se numește Dan Armeanca. Din Dan Armeanca, de-a venit ultima oară. Că o avarii, de că n-avem cabluri. Nici nu ai nevoie de cabluri. E manuală, măcar spune mă împins. Nu știu, ne Mihai. Vedem acum. Of! E manuală, ne Mihai. Așa, mă, ne-a robe, ce-ți mă. Place ție? Da. Ia să vedem cum se aude. Și dedesubt e o bestie. VRS. Și-a dat treia generație de Skoda Octavia. VRS, VRY, ia uite. N-a deschis-o de ani buni, ia uite. Rămâne asta blocată. Deci, aici asta... căutăm și upa. Găsim păienjeni danezi. Bă, păienjeni danezi, pământ, dar ce nu găsim, ia uite. Dar nu găsim ce exact, aici? Exact ce, de fapt, găsim ce n-ar trebui să găsim. Ce? Pentru dar... că mașinile astea au unele probleme. Ia. Și omologii matale danezi așa? Nu prea se ocupă de așa ceva. Pentru că, uite, este o mașină care arată foarte bine estetic și garantat merge și foarte bine tehnic. A fost însă... atinsă asta. Ce zici? A fost atinsă. Picolo. În aripa asta, și dacă te uiți aici, am astic o fisură mică. Vezi? Da. Dar ce-au ruginit șuruburile. Ia uite. Da, problema nu e aia. Nu e asta problema. Problema e alta. Ia. Că am mai ruginit pe aici. Dom'le, dacă țara asta de unde vine ea... Foarte... Uite, dacă puneau ăsta, cauciucul ăsta, vezi, sub el n-a ruginit. Exact. Puteau să ducă cu el așa înăuntru și când sărea piatra, lovea în cauciucul ăsta și nu-l mai ruginea. Zic eu, cum s-au dus cu el în coa, vezi, sub ăsta. Da, cu colantul. Mă rog. Trebuie să le ia de undeva și pe ele, supărarea. Acum știi ce mă gândesc eu? Ia zi, bune, Mihai. Știi că țările astea nordice, de la Dan Armeanca în sus, sunt mari fani mașini electrice. Pe lângă problemele astea care le au cu coroziunea, le mai au și cu temperaturile. Și cred că peste vreo 7-80 ani o să vedem o grămadă de mașini electrice care fac scântei pe acolo. Zici? Nu fac scântei, bune, Mihai. Pierd scântei. N-are cum. În rest, Skoda Octavia, practică și funcționează. Ia uite cât spațiu aici, pe filtru în sus, pe aia în jos. Faci ce vrei aici. Ce să zic? Chiar sunt curios cum merge. Băleu, cum se aude asta. Și cât loc ai matale în ea? Mult. Dă-i cu capota, să uităm și pe la portbagaj puțin. De frumoasă, e mișto. Mașina simplă, clasică și funcțională. N-are adversar ca spațiu, ca gestiunea a spațiului interior. Nu găsești altă mașină la aceeași bani de nou care să-ți oferă așa de mult spațiu. Ia uite, avem discurile schimbate de curând. Barum Polaris? Avem Barum Polaris. Uite ce moi suspensia sunt. Originale, uite. Volkswagen, Audi. Ia uite ce scrie aici pe Barum Polaris. Ce scrie? Made in... Ce ai, bă? Bun, bă, românește, fii atent. Am trimis pozele lui prietenul nostru Iulian de la Detroit pe Audi-ul dânsului. Anvelope continental făcute tot în România. Că am ajuns să exportăm și anvelope în America. Ia uite. Ce ai acolo? E bun. Eu mai trebuie. Eu duce înapoi danezului. A desfăcut ceva cu ea. Avem buzunar cu alea, cotieră, n-ai ales. Hai să vin pe partea altă. Acum tu știi că la mașină este există și variantele alea, și VRS și Laurentian Clement. Pe mine mă încântă ăsta cum trage el, mi-a plăcut dintotdeauna. Da, asta vreau să zic, parcă o Skoda Octavia, nu știu, eu aș lua-o de bază. N-aș da banii pe babauri, n-ai nevoie de climă în spate. Nu e un habitaclu atât de mare încât să simți diferențe de temperatură. Ia uite, șurupul, ăsta e de la, nu-l recunosc, ca fiind piesă de la această mașină. Lasă-l acolo, că cineva are nevoie de el. Ia la mânerele are mai mici. Are clemă, aoleu, cel mai greu. De desfăcut, nu? Mânerele astea. Bună, Mihai, uite asta față de ușă ca lumea. Plastic, poți să o faci ce vrei cu ea, doar aici are moale. Sunt sigur că dacă o speli cu... Cu presiune, cu carcerul. Dar apropo, observi buzunarele de la uși, nu? TSI cu iul roșu, fii atent.
Mamă, cât a por bagaj. Ia uite, bă, cât de încăpătoare asta, bă, Nea Mihai. Bă, Nea Robert, bă, aici chiar bagi multe. Și mult. Multe, mulți. E o mașină exploatată la maxim. Uite, se vede, are pe aici. Vezi? Nu interesează. Chestia este alta, că la nivelul de câștig al unui danez își permite o mașină din asta nouă la 5 ani. Ce ai făcut, Nea Mihai? Ai pus capacul. Furi capacul. Mă înțelegi? Ăsta sănătos aici, apuci de el, fără frică. Dar ăla e de la prima generație păstrat. Ce mai contează? AdBlue, ia uite. E AdBlue pe benzină, ce Bă, dar fii atent, are asta și acum. Aia de gheață. De gheață, da. Și dă-ți seama că în Danemarca s-ar putea să o fi folosit un pic. Ia vezi, e tocită? Păi nu cred că au scos-o de aici. Mamă, cum arată? N-au folosit, e nouă. Ia uite, cineva a blocat aici și a încercat să o scoată. M-a fi înghețat iarna. Cu japca. Ești are pregătit. Și cârlig, detașabil, are toba aici în spate. Tot ce vrei. Hai să o plimbăm pe aici, fizic. Pe traseul nostru. Psihic. Să vedem ce zice. Ia uite, Nea Mihai, spațiu aici. Ia să las scaunul mai jos, bă, da. Ia uite că se lasă ea. Ia uite ce e frumos, ai în buzunar la ușă acolo. Ce am în buzunar la ușă, ce n-are cățeaua aia de acolo. Bă, frumos. La interior e nou. Arată cheia. 260.000 de kilometri. Mulți înainte. I-am dat la automat, la o Mercedes și era în viteză. Și în față? Nu, că i-am dat și am luat cheia. Ha. Da. Mergem cu acât din ăsta? Da. Ia. V de nefumători. Varianta asta. Ia butonează un pic pe la butoanele de pe acolo, pe manetă. N-are bec. E mai tracălai, așa. Ia uite. Asta îmi zurnezi? Ba da. Ți arată că e temperatură aici sau ce vrea să spună? Și s-ar putea să coacă ouă. Să coacă, da. Așa, ce zici să? Butonează pe acolo, pe la manetele ăștia de aici. Ia uite, bă, n-are de ăla. De geamă. Bă, nu merg. Că dai pilot. Ai. Dezactivește-l. Păi, bă, trip. O, nu merge. Ce nu merge? Nu merge. Aba, de acolo pe vehicle. Cum țin? Păi nu, acum intră în el. Ha? Apoi iată iar apare ăla. Trebuie să-i punem soluție de parbriz calorific. Dacă nu-i pui? Driving, ia de pe driving data acolo. Bă, cum fac? Unde lasă, nu, lasă, lasă, lasă. Așa, și acum de sus jos. Așa, bă, ne-a rău, pe 10, ține apăsat. Pe ăla de sub, nu, sub, jos. A. Lasă-l să intre și ăsta de aici. Păi stai așa, că trebuie să ajungem. Bă, e greu, bă, Mihai. Range! Ia uite ce e aici. Dar observ și eu. S-a făcut repede recenia. Da. Avantajul mașinii albe. N-are 50 de butoane la genunchi. Bă, n-are, dar... Uite-te cât loc are, că eu trebuie să mă dau mai în față. N-ajungi să scoți actele din tropedou. Nu știu pe benzină, că nu mă auzi motor, nu mă auzi nimic. Bă, am mers cu Cătălin cu o Jetta pe benzină de 1.2. Așa. Bă, țavă, să știi, mașină ușoară. Așa. O mișcă decent până la viteză. Bine, nu rachete, dar... Mă învață să o dau pe a doua. Bă, bine, asta... Ea vrea multe, da. Uite aici ceasul de Danemarca, care spune cu parcarea. Replace centura, vezi? E bună. Da. Un fel de anti-F10. Îngețănasul, Nea Mihai. Dă pe mai multe grade. Deci 23 de grade și făcut rece deja. Să fii atent, s-a prins ESP-ul. Dar merge, o să-l observi. Da, are ceva. Căluț. Dar ce fac oamenii ăștia aici? Că mă suiră pe bordură și mie nu prea îmi place. Episod de noi. Așteptăm să vedem când ajung la capăt. S-ar putea asta cu bula asta. Ia-o pe trotuar. Pe trotuar, pe trotuar. Cu două roți pe trotuar și coborând mai prin față. Exact. Curios la câtelea episod termină.
ca sa ajunga pana in fata acolo. Aceeași manevră a făcut și eu. Unda? Nu mai alerga că este episodul scurt. Eu vreau să văd cum... Ia uite, fii atent că trage. Bă, îți faci treaba cu ea, să știi. Fânele bune. Oho. Și cu cauciucuri de iarnă la 20 de grade afară. Da. Făcute în România. Polaris. Domnule, noi facem de toate. Da, mai puțin, dacă facem mai puțin în România, uite-te. Din două una. Uite, un sac de șubare. Cred că de azi dimineață. Nu e de aceea. Uite, mai sunt domnișoare cu biciclete, bune, bine. Păi, dar, de ce te duci drumul la încălzirea din scaunul din dreapta? Dar de ce te ardea spinarea? Nu, dar simțeam așa, pentru că e mai cald decât trebuie. Da, Mihai, na, zici să văd dacă ai toți senzorii cu tine. Sau ai mai lăsat din ei acasă. Parțial. Una de asta să ții stilul ca la servici. Break. Da, mă, nemi, ar fi bună. Cu lonjeroane, traguri. Da, ce fac cu asta? Dar trebuie să o vând. Că nu, nu o vinzi, o țin garaj. Și atunci după ce că merg cu ea 3 km pe zi. Mergi sâmbătă și duminica mai mult. O iau pe lungitură. Da. A treia, pa. A cincea. Ia uite-o a șasea. La cât avem aici? 70-75 la oră. Ia uite, 1000 și ceva de ture. 1500-1600 de ture. E bine. Chiar este. Ia. La 80. Sub 2, la 100 ai 2000 de ture cu așa se. E bine. Cred că consumă și puțin el. Chiar sunt curios. Dar foarte puțin el nu va consuma. Nu știu cum e cu consumul de ulei. Nu-l bagi la 1-4 urile astea, știi, că mai cu cântec, că sunt mai redenumite, așa drept. Stricăcioase și păpăcioase de ulei. De. Gurile le vede, așa zic. Tot asta scodea Octavia 1, mi-a plăcut mie. Aia e nemuritoare. Sau Doiul. Cred că, bă, mulți zic că Doiul e cea mai evoluată, știi? Doiul, da. Doiul, dar nici asta nu era, să știi, una de asta bună. Ca mașină de tras pe ea, de făcut treabă, altul moare și așa n-are. Încolo, să vedem ce zice pe aceea. Prin pădure, pe cărare, mă plimbam cu Skoda în vale. Bă, dar ce urât fac ăștia. E ca reclama aia acolo cu celul cu nevastă sa, la Golful 3. Ai pățit problema aia? Nu, am pățit-o. Am pățit-o cu scârțăitul, dar... La Golful 3? Se ia altceva. A. Mult mai grav. Ce? Decât cercelul. Nu-ți mai spun. Ai avut probleme la Golful 3? Aveam și un chiței de ăsta, că mergeam prin denivelări. Dar știi că eu am pățit-o cu brelucul meu de la Touareg, care pot să vi-l și arăt acum pe filmare. Adică ăsta. Și cum era cheia în contact așa și mergeam pe niște coclauri, Chit. Bă, ce are eu? Ia uite ce pus să troncle, mă pregăteam să-l sun pe Dorin. Bă, ce are de scârțe. Ne urmărește o Skoda. Altă Skoda. Și când încolo descoperi ce avea. Ce avea? Brelocul scârțe. Bă, dar nu merge rău, să știi. Ce nu merge rău? E bine. Și cu benzinele ăștia ai avantajele lor. Taxe mai mici, ulei mai puțin, filtre mai ieftine. Dar vezi ce răcoare face, am văzut dreptate. Ca Passatul. Ți-am mai spus cum e cu mașinile ăștia, că la ele, cine le-a făcut, s-a gândit exact ce trebuie. Ce trebuie și ce nu trebuie. I-a mers mintea. Bă, dar a calculat, probabil că au stat cu niște aparate, au ținut-o în soare, sau în vreun cuptor, în ceva. Opa. E? Și cu auto-utilitarea asta, poșta specială, ce transport? Pensiile de serviciu, speciale, nu știu, nu? Nu se știe. Aflăm într-un alt episod. Da, da, uite. Torpedo. Drunk, de la. Fără cheie. Și fără amortizor. Da. N-are navigație, n-are de-aia, n-are de-aia. Are SD-ul. Adică pe asta poți să-i pui în de-aia, China Shipping de-aia de... Stick, auxiliar. De? Deja. Pui celularul aici, frumos. Mm.
lungă merge domnul cu mașina asta, că totuși astăzi este vineri și este ora... Ia să vedem ce zice Samsung. Întreabă-l, Samsung, cât e ora? De unde? Numai la iPhone se poate așa. Deci este vineri, 29 martie, ora 16:25. Adică s-a terminat programul, zic eu, la instituțiile ăștia. Păi depinde. Da? Cine știe? Bă, dar face rece rău, nearobe, nu deschide geamul mai bine? Ba da. Deci asta ziceam, dă cu geamul oțelă în jos, că nu e de aer condiționat de acum. Lasă frâul acolo, nu-l mai acidula. Ia uite, bă, la Birt, bă, tot satul aici, petrecere. Ce bucurie mare, bă, nearobe, bă, dacă nu, românul nu bea și petrece, e vineri, ce fac? Aici ce se ceartă, mâine se împacă tot aici. Păi, da. Vede nu știu mai târziu. No, că suntem pașnici în zona asta aici. Mai încolo, pleniți, precipiți. Acolo e... De brișcă. Da. Îmi place pielea asta după volan. E așa... Am uși volan fără comenzi. Simpli line. Ia fă-i-o. Că radar nu poate să aibă pe mașina asta. Mișcă o țără, să știi. Bă, chiar mișcă. Chiar o mișcă. Să fie mai... Mai lentă. Oricum, dacă e 1.4 care 122 sau 140 de cai și destul de mulți cei pentru gabaritul ăștia. Greutatea ei. La 2000 de ture are 90 la oră, uite. E foarte legată ca mașina. Am mai mers cu Skoda de ăștia și la kilometri de are chiar se ține foarte, foarte bine. Păcat că are problemele ăștia de coroziune. Exact genul de mașină, o mănâncă rugina, dar de mers, ea încă merge. Până ajunge ca altele, mai are. Uite, bă, parcare de spital. Câte mașini albe vezi aici? Da, și ce albe? 2, 3, 4, 5. Springer RS, n-am mai văzut. Ce? Springer RS. Extrem, nu e RS. Păi dacă așa scrie RS pe spate. Uite, bă, de aici, nu cred așa. Uite, ea minte. Trage-n dreptul lui să văd. Bă, să vezi dumneata, e pachetul ăla, un smecher, de fugă, ia uite-l. De rest, da, bă? Hai de capul meu. Nu-i bine. Bă, da sau nu? Ia să vedem, respectă regulile de circulație. Ia, ia, stai. Da, bă. Da, bă, da, bă, e bine, e bine. Asta 10. Respectă, bă. Ce vorba aia? Se mișcă aproape ca unul nou, le. N-are... Cuplul, nu o ia da. De jos, dar pe urmă, dacă o turezi, își dă drumul. E bună. Este. Dacă un set de telescope noi stă lipită. Cred că știi că pentru mașina de asta vreo 200-300 de lei, 400 de lei telescope, bucata maxim, de rebune. Avantaje. Și dezavantaje. Mai mult avantaje, dezavantaje la alte mărci. Mă ner la șofer, hai, joacă pe asta. Păi am și eu mâine la șofer. Păi a ta e 100 de mii de euro. Ia uzi, bă, dar mă crezi că nu știu dacă are sau nu are, să-i la mișto. Nu cred că n-are. Nu știu dacă are. Are cum să n-aibă, nu există. Ia uzi. Dar știi că, de exemplu, Peugeot-ul coupé avea. Laguna coupé are de la depus carduri acolo, adică se consideră mai bogat un pic Renault decât Peugeot-ul. Se consideră că le-a unul bogat. Da. Bine, card de la de parcare, nu cred că pui card bancar. Că a venit primăvara, au venit berzele, mai un pic de înverzit pe afară pe aici. Și apoi totul e bine. Cred că ăștia nu erau la Birt. Exact, sunt în campanie, nearobe. Gata, bă. Ei, uleiușul, plăsuța. Plângeți, bă. Tot noi ieșim. Nasol. Lucrează la viitorul localității. Da. Să fie... Să curgă pe șanțul ăsta la lapte și miere. Practic, și ce fac? Păstrează ăștia, comunele ăștia sau ce, peste ce stai stăpâni, vintage. Vintage, da, bravo! Dacă investezi și alea să fac fiecare, da, schimbă look-ul la locuințe, la garduri, își pun cine știe ce garduri. Dar ei așa sunt, rămân cum au fost acum 100 de ani.
Să nu se pară suspect când vii din afară. Adică localitatea... După 7-8 ani și când te întorci, bă, nu mai cunoști nimic prin sat. Leamna de sus și Leamna de jos sunt foarte vechi atestate pe aici. Se numea Lemnia. Pe niște lucruri din ăștia vechi, pe la 1600, cred că l-au prins chiar și pe Mihai Viteazu. Ia uși tu. Și tot așa arătau. Păi le zis așa din cauza pădurii, că era lemn mult, probabil. Și acolo unde întoarcem noi, spitalul de neumofiziologie a fost făcut pe niște studii din ăștia. Că aerul este foarte bogat în ozon pentru bolnavii de plămâni. De aia e pus acolo în mijlocul pădurii. Cum e și sanatoriul de la Dobrița. Oameni deștepți acum 100 și ceva de ani, vezi? Da, le-am mers mintea. Ia uite, ce faceți, bă, ce culegeți prin boschiți? Bă, și ăștia... urzicile. Bă, ar merge o... din aia de urzici cu mămăligă și cu ochiuri. Ai mâncat vreodată? De fiecare de când prind. Bă, ne-am ia. Voi ăștia, oamenii de rând, așa mâncați? De mă, Nea Robert, de când nu mai am Volkswagen, mă mul așa urma. Ce frumos. Dar știi că nu-i simt deloc lipsa? Nu. Absolut deloc. Păi ce se întâmplă, Nea Mihai? Deci liniștea a rămas în continuare. Bă, liniștea e în continuare. E un pic curtea pustie, așa, știi, ca atunci când îți pleacă copilul la facultă. E casa goală fără tine, e curtea goală fără tine. Nu. E, atunci e bine. Recunosc și regret faptul, aș deja mă gândesc la alta. Altă culoare. Da. Îți pregătesc niște surprize noi săptămânile care urmează. Aoleu, 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 aoleu. Dau de lucru cu tinichigerie, cu deștea, cu vopsitorie, cu izolatorie. Cu... Ce mișto. Logan Sport. Da. E clas cu pe mașina de-mi place mie. Ia, lasă-mă să merg și-o de aici. Trage de maneta dintre scaune. Ia să vedem la... La un dinte, uite, stă. 1, 2, 3, bă, dacă o trag până în tavan. Mașină, vise. Mâinea Robert. Îmi trăgea vise la Tigra. 112 dinți avea. Ar trebui să facem loc de o Tigra să filmăm. Tigra? Nu știu dacă... găsim. Vă dau rugin și la balamale aici, bă, Mihai. Nu știu, bă, Nea Robert, de ce se întâmplă lucrurile ăștia. Ma tale, ești specialistul în fier. Și vechi și nou. Bă, dar nu pot să spun decât că e foarte mișto în ea, așa. În ciuda simplității, că e o mașină simplă. Așa? Chiar îmi place. E mișto? Zii, bă, nici pe cuvinte. Nu, că nu mai întrebe încă una. Deci ergonomie mișto e față de Renault-ul meu, de exemplu. Bă, prinde pe toată lumea plecare la țară ăștia, că e vineri după masa. Nu să duc, de ce vă vindeți, bă, ce aveți pe la țară, vă stați la birturi aici, la păcănele. Bă, e frumos la țară, e liniște, e aer curat, mâncare sănătoasă. De unde știi? Păi, n-am fost noi la tine săptămâna trecută, ai uitat? Nu știu. Așa, bă, mi-a zis, facem o gaură în tobă. Să se audă. Și acum? Acum mergem așa, încet ce să facem. Dar știi că într-o vreme ai lucrat odată aici, la un atelieraș? Bună, Mihai, încercasem să lucrăm, dar... Era cineva, era un unchi de-a lui, a avut garajul, face tinichigerie de pe aici. Dar știi că și zona asta nu era de un servici, că atragi toate comunile din partea asta de pe aici. Numai că bagi oamenii prin oraș. Păi atragi pește și ăștia de ei, clienți din oraș, nu mai vin. Ba, poate să vină, că vine taxiul aici, vine autobuzul. Să făceai figuri la pe centură, că e departe. Păi mai aproape aici decât pe centură. Să nu mai zic la Bodali. Ce se strâmbă, sau la Romanești. Ba, am ascultat o știre zilele astea, că bine, ea în electoral, că-i văzură și pe ea pe acolo. Așa? Băteau câmpii că până la toamnă, ca până la iarnă, Bucureștiul va putea fi ocolit pe jos, pe sud, în regim de autostradă, adică te duci de la Craiova la mare, aproape pe autostradă. Ce frumos! Dar pot să spun că eu alaltăr, când am fost la București, am făcut 2 ore. Așa? Și încă o oră și ceva până la Otopeni, pe centura nord. Uh-huh. Adică mă îndoiesc că e posibil așa ceva, da? Tot sperăm. Mergi la aia, băi, amin. Bă, Nea Robert! Scuzea, nu prea sunt stabile. Mamă, dar îi stricăm cauciucurile, omule, exact. Deci, cauciucurile de iarnă, dacă le forțați în perioade cu temperaturi ridicate,
în câteva mii de kilometri le coaceți și se fac, se întăresc și devin de nu mai sunt eficiente în la iarna următoare. Bune, Mihai, eu te contrazic. Torce camera spre amândoi. Păi de ce? Ca să te vedem amândoi. Nu vreau să mă văd că am nasul spart. Ei, ai nasul spart, la rugină de la ce? Da, chiar că astăzi nu mai e rugină băgai pe nas. Păi și ale mele de ce țin? Pare trebuie să-l season, nu da. Sunt doar de iarnă. Doar de iarnă, am tras 3, 2 ani, le-ați sunt la 2 ani eu, 4 ani am tras de ele. Exact. Bă, dar bună mașină, să știi. Ia să mă uit de un am. Mie mi-a plăcut și jeta aia, să știi. Că n-ai nevoie de o mașină prea scumpă ca să mergi prin oraș. Ești de acord cu mine? N-ai nevoie de un smart. Ia uite fugă la Passatul ăla. Ăla e nemuritor. Nu mai retrezează. Ia uite la omul ăsta ce ia fugă, săracu. Omul ăsta face și port. Ia să-i dăm ba a șasea. Și să vedem, uite, până am exact ce spuneam, 100 pe oră, 2000 de turi. Dacă ne forțăm, o punem și pe pilot. Și merge așa până la... 97, 98, 100. Și merg așa pe pilot până la... Până la ultima curbă, că acolo trebuie să reducem puțin. Pe sectorul ăsta de drum, mi se pare că iară a fost un accident nasol zilele ăștia. Când a plouat, a burnițat, am impresia că prin valurile ăștia se face apă. Oamenii așa dau în flașnetă și a murit o persoană și 5 răniți, au intrat unii înalți, foarte nasol. Iată rachetă. Da. Se întâmplă. Doamne ferește. Mai bine mai târziu decât... Da, ce bine se aude discret așa. Cum sunt materialele pe aici? Uite, moale. Mai moale, moale și aici. Asta e tare. Tare. Știi ce le strică pe ele? Materialele sunt decente, sunt ok. Prea spartan, așa cum, prea urâțică, prea, vezi, e... Da, da, ai variante dacă vrei, cred, să ții cu navigația asta mare. Da, da. Vezi, asta e avantajul când te duci și dai cașcavalul și o cumperi nouă. Bă, vreau aici navigație, vreau aici puf, vreau aici negru, tavanul, vreau... La mașinile noi contează foarte mult când prinzi promoții din astea, că poți să prinzi pachete de la de la lor cu dotări, cu 20 de lei și la prețuri bune, știi? Dacă ești să ți-o faci tu pe individual, atunci o plătești mult și stai mult după ea. Cu 3 trape să faci cu lumini pe super. Bă, uite să-ți dau să te uiți, mă uit la niște clipuri de prin America cu Lincoln-uri, SUV-uri, cu astea. Bă, nu sunt rele mașinile americanilor, să știi? Nu sunt deloc rele, ne rog, lux, ecrane curbate în ele. Scaune ce ți-ar place și ție de să frâng, ventilație, piele, trape. 320D. 100 de mii de dolari, preț. Zici? Domnul cu fumul, scuzați. Scoate funda. Vrea să prinde și pensia de luna următoare, doamne. Merge la consum. Acum merge, acum merge cu 4,5. Ce vezi? O gândă cum se pare? Ba, nu e chiar pus acum trebuie, da. Zic cum o facem, că am scurile la mine, o mut mai jos, mai sus, cum vrei. Eu știu, bă, ne-a răbet. Ridetesul. Bă, m-aș putea obișnui cu scoala de-asta. Dar eu aș vrea să văd să mă obișnuiesc cu un DS. Asta, nu e ultimul ăla. M-ar interesa. Ce zici, o fi bune? Da, că nu prea sunt, ai văzut, nu cumpără lume. Nu te la văd, ăsta mai vechi. Aia ne-ar avea, te mai încurci cu... Ia ultimul, ia să știi o chestie. Bă, ce fac? Vrezi mergi să... cu ea, ce să faci? Nu e că rău, decât interior alb și eu merg murdar. Vin de la muncă. Murdar e volanul, îți dai seama. Trebuie să-i fac pusă de tablă. De dimineață am făcut timp de făcut curat în ea și tu știi cum era volanul. Deratizat și tot. Ia să zic că e negru, el oricum e negru, da. Ce-ai moșiu? Ia foiul din 6 bucăți. Nu-l întoarce, ia? Nu-l întoarce. Decât dacă te zibe... Bă, n-a făcut că nu mă dusei la capătul parcării. Dar nu e asta o problemă. Aici e liber. Totul e liber. Uite, bă, ce dragi îmi sunt mie ăștia. Ai batut șasele ăștia, bălea, Mihai.
pa, pe celălalt geam. Hai. Nu știu dacă vine din față. Avea timp. Când Skoda, școala, școala nu va accelera niciodată tare, știi? Depinde ce motor deține. Nu, e că școala nu va accelera niciodată tare. Și asta o știință, să știi un pic, să citești traficul. De exemplu, la depășiri, dacă vezi că e un camion de tonaj, ăla nu va avea niciodată mai mult de 90 pe oră. În schimb, unele dube pot să aibă viteză mare. 140-180. Tu știi că eu, odată când veneam de la Constanța pe autostradă, așa? N-am putut prinde o dubă Volkswagen cu Passatul gri. N-am putut să o prind, să ducea mai tare decât Passatul. Și vezi că Tărin, că erau de la de 190 de cai sau de 204 cai. Cu soft, la veric. Nu că era nou, dubă nouă. Cât ar fi de bună mașină, dacă nu îi dai un soft acolo, o ai degeaba. Zici? Da, la Passat, nu știu de ce n-ai făcut-o. Ca să dormă în continuare liniștit. Păi la Touareg. Ai exclus, nu se pune, nu se pune problema. Nici nu se pune problema. E mișto cu un panoramic aici. Pe deal. Dar vezi că e plăcută și e liniștitoare așa. Tind să adormi. Mai ales matale. Dacă venea acum ceva cu hurducănituri și cu delea, nu mai dormeam. Dacă eram cu un urs cu ceva. Mai... ursus mai mult. Mai accesibil. Știi ce vreau să încercăm pe panta asta aici, pe coborâre? Yeah. Vedea că merge pilotul, mi se pare că nu merge decât de la 50 pe oră în sus. Cred, nu mai țin, sau nu știu la mașina asta. Să o punem pe 50 pe oră să vedem dacă ține viteza pe coborâre. E foarte interesant, că am văzut la ale mele, pe unele coborâri, chiar pe drumul expres, ține viteză la 120. Mm-hmm. Și fără să frâneze, cum o faci? Eu știu. Ia motorină pe invers. Taie din motorină, taie din aer. Un fund, un neac, un fund. Exact. Un genunchează, un frânează. Trage frâna. Da, da, nu ai televizor să te uiți aici, mai. Masaj în scaun, tetierele sunt departe. Bă, dar chiar că sunt departe, da? A, da, ăștia nu, da, nu se fac ca la Passat. Da, dar putea să-și ia de Passat și vin spre tine așa. Ce se mai întâmplă? Ia să începem să frânăm din pilot, fii atent aici. Fii atent aici. 90 80 70 60. Ia până la cât coboară? Coboară sub 50, a, da. Ia să-l punem pe... Și de acolo și la 5? Am ala dezactivat, clar. Să-l lăsăm pe 40. Așa. Și să-l lăsăm într-a 3-a. Sări la 67, sări la viteza actuală. Vezi? Bun. 45. Și tot se întoarce la... Aha, de sub 60 nu merge. Vezi? 53. Nu sunt în Carpați. Nu sunt astăzi. 56. Hai mă, pilot, nu. Are, deci nu o ține sub 60. Da, adică nu poate fi folosit sub 60. Chiar dacă... Ia uite, bă. Ce au zis, bă? Chiar dacă el ți arată pe aici, trebuie să vedem pe linie dreaptă. Dar nu cred, că n-are cum. Că nu ți-l arată cu verde. 47, da? 45, ia să vedem. Hai bă, că merge, mă, nu? Și ia, mă, pe coborurile ăștia o ține? Uite că picioarele mele sunt pe podea. Da, crește, uite, a crescut 50, nu ține, deci nu poate ține așa de mult. 55. Dumneata, ce faci dacă? Ea le face pe toate. Lipsește pilotul. Hmm.
cald afară. Iarnă, în toată, primăvară, în toată splendoarea, peste două săptămâni va fi superb când se înverdește totul complet. Da. Se face culoarea la Audi-ul matale. Nu mai fi bine. Nu mai fi. Opa! Ia uite-l. Qu'est-ce que c'est? RS7 de la. Bară de aia mișto. La 17 grade, să vedem. Păi ce, că te zăpăcește până acolo. Dacă dai, salvare. Dacă dai așa pe 17, pe low, nu pe 7, pe 16, direct frigider. La Benzul mi se pare că arată 18 sau nu știu cel mai puține. Și fi să era frică, de ce nu poate să ajungă până la 16? La Renault arată 14, mi se pare. 14? Da. Dar să vezi la Audi, la mine. 11 arată. Și merge? Nu știu, că n-am mers niciodată aceea de când am luat-o. Are compresor. Are, are. Am filmat, am prins așa în trafic, mă bine zis, o căruță care transporta o canapea de piele. Uh-huh. Cum, cum să numim episodul ăla? Căruța cu canapea de piele. Uite, îți dai seama cum stătea omul acolo. Păi nu, că el stătea pe capră în față. Ah. Canapea era pusă în spate, așa, știi? Te-a supun în față, direct. Și nu era pusă pe lungul căruței, era pusă pe latul căruței. Foarte interesantă speța. Uite, bă, ce mare a făcut tipul ăsta. Dacă au avut de lup pământ și... Băi, nea, Robert, lasă-mă cu 16 grade ăștia de matare, că... Bă, dar ce bagă, exact... Știi că cobori din avion și nu știi prin ce țări de ăștia. Au, de ce râde doamna cu bicicleta? Fericită. Cred că are și un Passat acasă. Nu. Spring. Da. Mintea este că merge gratis. Am văzut o știre. Pe râul Dâmbovița s-a făcut o operațiune din asta de desecare, nu știu cum se numește, să se curățe ceva pe fundul, da, lui. Și au găsit 20 de trotinete electrice. Și nu e bine. Pe puteau să găsească 5 Dacia Spring. Valoarea e cam la fel. Nu, dar din, ci că Dacia Spring e făcută din 4 trotinete electrice legate cu sârmă între ele. Sau din două, nu? Ba nu, din două, nu din patru. Dar ce aș prind? Dar alea sunt trotinete de alea, de se închiriază. Probabil că da, le-au aruncat în baltă. Nu știu ce câștigă ea. Le recuperează acum. Dar știi că o mașină electrică, așa? Ai foarte mari șanse ca ea să meargă, chiar dacă o scufunzi din apă complet. Că nu are ce să îi se întâmple, știi? Nu e ca una de asta termică, să tragă apă în motor și capot. Se curentează? Nu. Să discutăm cu domnul Păun, să-i propunem un episod de experiment din asta. Să facă treaba asta, să intre cu... Da, de vezi, și atenție și ce apă, că dacă e apă dulce sau apă sărată, știi? Nu dai voie să... Aveai loc. Să fiu eu sigur, așa. Domnul a vorbit și la mobil. Păi da, și operează excavatorul. Dar cel mai interesant era nenea asta, de să sprijină în lopat. Da, că nu avem un sorazme, nu trebuie să țină de el. Da. Zi consum, estimativ. 9. 7. Chiar sub 7. Bă, ce frumos sunt pomii. Chiar sunt, e frumos parcul ăsta, dar este o pădure de stejari. Și pădure de stejari, făcând alei dintre ea, în timp se va usca. Pentru că mulți au început să se usuce. Adică efectul ăla, cade ghinda la umbră. Se spune că pe vremea lui Ștefan cel Mare era pădure de la Suceava până la, până la București. Așa? Mm-hmm. Și? S-a pierdut. Și s-a topit, s-a... Ia uite lumea, Robert, cum te așteaptă acolo, vezi? O suspensie. Păi spus că e tot M, pachet, M, M față, de-a. Spate, față, tot, tot ce vrei. Tot e 60. Aaaa.
Nu fi rău. Deci? E 60 este mașina. Tadam! 31 de minute. 28 de kilometri. 53 viteză medie. Ulei, 98. 6 cu 6 ne-a luat. Ia uite-o. Bine. Păi ce mai bine? Nici a mea nu consumă 6. Dacă mergem pe acolo de nou, scoatem 40 consum. Ar trebui odată să facem un clip de consum cu mașina ta pe traseul ăsta. Să vezi consum. Lasă să merg eu. Te-a plânsul. Eu spun că eu scot 6,5. N-ai cum, e imposibil. Bă, pe ce vrei tu facem pariu? Pe grătarul ăla. Pe grătarul ăla de văzut, gata, da. Când vrei tu filmăm. Bă, Skoda asta e interesant. E o mașină polivalentă și mega utilă. Acum, să dacă vrei ceva mai fancy, un Renault Megane mai spectaculos în untru. Un Ford Focus e mult mai stabil și mai dinamic. Da, cu asta știi când pleci, știi exact că ajungi, nu te doare cap. Nu ai foarte multe de protejat, pleci pe la interior, că se strică aia, că ea, totul e... Băi, dar știi ce uitai când îmi spus băiatul ăsta de BMW? Să-mi fi luat Adidas. Bă, eu am luat-l picii din ei. Ne vedem în noi și noi episoade. Bye, bye! Salutări!